Seminarul teologic Episcop Ioan Popasu din Caransebeș organizează în aceste zile examenul de admitere. Candidații înscriși au fost evaluați de o comisie prezidată de preasfințitul părinte Episcop Lucian. O sesiune de admitere va mai fi organizată și în luna iulie. Candidații au susținut 3 probe, mai întâi vizita medicală, apoi interviul și proba muzicală și de dicție și proba scrisă de cunoștințe religioase. Examenul s-a desfășurat în condiții bune. Ne nădăjduim ca toți candidații să poată să fie admiși și ne nădăjduim că va fi o generație bună cu care vom duce mai departe tradiția veche a școlii noastre, teologie. Tot vinerea aceasta, la centrul eparhial din Caransebeș a avut loc premiera olimpicilor la religie. Cei 22 de copii și tineri care s-au remarcat la etapa județeană, dar și 2 eleve cu premii la faza națională a competiției școlare, au primit din partea ierarhului cărți și premii în bani. Pentru mine, participarea la Olimpiada de Religie a însemnat în primul rând un prilej pentru formarea caracterului meu moral religios, fapt pentru care țin să-i mulțumesc în primul și în primul rând profesorului îndrumător Bădescu Ilie, care și-a dat toată silința pentru a mă ridica la nivelul celorlalți. În acest ceas nu se cuvine decât să mulțumim mult milostivului Dumnezeu, dar și tuturor celor ce s-au ostenit cu timp și fără de timp, pentru a ne pregăti și a ne forma nu doar pentru ceea ce înseamnă Olimpiada, dar mai ales pentru ceea ce înseamnă zidire întru Hristos prin intermediul acestei olimpiade. La seminar s-a adăugat o nouă generație de învățăcei în știința teologicească, iar la centrul eparhial s-au premiat elitele învățământului religios din județul Caraseverin, elevi care au dovedit că formarea lor religioasă a dat rod însutit. Am avut parte așadar de un început al slujirii lui Dumnezeu, dar și de o frumoasă finalitate a aceleia slujiri. Bucuria noastră a fost împlinită și prin faptul că 2 dintre elevele eparhiei au obținut locuri fruntașe la Olimpiada de Religie, faza națională. Nădăjduim că și pe mai departe să menținem și chiar să dezvoltăm învățământul teologic și religios din jurisdicția Caransebeșului. Festivitatea a avut loc în cadrul seminarului european Didactica, Atelierul de Religie.